Bine v-am găsit, prieteni! Bine ați venit la un alt episod adus vă de The Pen Collector Bogdan. Ei, mi-a fost dor de voi. Îmi pare rău că n-am putut să public mai multe videouri din spital. A fost o experiență destul de dificilă pentru mine. Probabil știți, am avut o intervenție chirurgicală, a fost o intervenție laparoscopică simplă, dar datorită faptului că sunt supraponderal, credeți sau nu, cântăresc 120 de kg, sunt un uh, colecționar gresuț și datorită specificului intervenției laparoscopice, însemnând că stomacul meu a fost umplut cu aer, nu știu exact denumirile medicale, dar practic stomacul meu a aplicat o presiune pe plămâni, și a trebuit să fiu intubat și ținut 3 nopți pe terapie intensivă. Respiram practic ajutat de un echipament medical special, dar m-am recuperat și sunt gata să vă aduc conținut nou pe acest canal. În timp ce am fost la spital, a apărut pe piață acest număr al doilea, al revistei Stilouri de colecție. Acesta este numărul 2. Cred că acesta a apărut pe 28 februarie. Deci eram în spital când a apărut, dar am rugat pe prietenii mei să-mi cumpere acest exemplar. De data aceasta avem un preț de 49,99 de lei, deci în jur de 10 euro, un preț destul de bun vine așa, deja am deschis ambalajul, deci conține această, magaz această revistă și acest stilou. În regulă, prieteni, haideți să începem să ne uităm la revistă, deoarece e o revistă destul de scurtă și, bineînțeles, conține acest stilou frumos și elegant. Îmi amintește de un STDU Pond care l-am în colecția mea. De data aceasta, numărul 2, stiloul se numește Argenta. Poate datorită acestui aspect de argint al stiloului. Stiloul de colecție Plăcerea Scrisului. Numărul 2 al revistei. La început conține câteva articole despre istoria scrisului, scrierea sumeriană cu unei formă și, în general, locația geografică unde s-au dezvoltat prima oară limbajul în scris, câteva pictograme și ideograme, urmează istoria Peniței în secțiunea Arta Stilourilor, Aici găsim un articol interesant despre designul și evoluția peniței, materialele folosite. Interesant, prietenii, uitați chiar aici în colț, o să încerc să-i dau un zoom. Are un stilou pe care recent l-am adăugat în colecția mea și l-am recezionat. Acesta, un parker vacumatic. Cred că este făcut în Canada, după cum arată, foarte, foarte asemănător cu cel pe care l-am recenționat pe canalul meu. Bineînțeles, la sfârșitul acestui video, voi lăsa un link cu acel review al acestui frumos stilou din celuloid. Și din nou, evoluția stiloului și a peniței și, bineînțeles, apariția peniței de aur. În regulă, acum avem prezentarea unui producător de stilouri destul de faimos, Waterman, un brand, am, un brand american. Acesta a fost creat în uh, Statele Unite ale Americii de un om care lucra în asigurări. Și aici avem povestea. Acum, dacă nu mă înșel, această firmă Waterman produce și este localizată exclusiv în Franța. Urmează prezentarea unui stilou clasic, faimos, așa zisul Parker Sharpe și ediția limitată care a, a fost a apărut în 1997 și acum plăcerea de a scrie avem un autor feminin celebru, Jane Austen și datorită faptului că acest video va fi uploadat la începutul lunii martie, doresc să urez sărbători fericite femeilor care se uită la canalul meu și vă trimit o floare virtuală. Știu că acest canal are mulți, mulți bărbați care se uită, dar cred că printre voi se află și femei care se uită la canalul meu și vreau să vă mulțumesc, doamnelor, pentru faptul că vă uitați la acest canal. Deci, faimoasa Jane Austen cu romanul Mândrie și Prejudecată. Câte ceva lucruri despre activitatea ei literală. Interesant, nu știam că a trăit între 1775 și 1817, deci una dintre pionierii, dintre Pionierii autori feminini destul de drăguți. A fost născută în Anglia și sunt sigur că chiar dacă nu ați citit una din romanele ei, ați văzut ecranizarea pe televizor a faimosului roman mândrie și prejudecată. În regulă. Deci acesta este conținutul revistei. Este destul de interesant dacă ești pasionat despre arta scrisului și evoluția instrumentelor de scris, dar acum haideți să ne concentrăm asupra stiloului care a apărut cu numărul 2. Vine în același ambalaj ca primul stilou din colecție, la fel ca Hemingway, se desface așa, împingeți ambalajul. Pe spate avem un cod de bară și numele produsului, numele stilorii argenta. Acum pot să-l scot și să vi-l arăt. În, uh, îmi place foarte mult, este un design elegant. Dar m-am înșelat la început, credeam că este un uh, Pix și fie prin... Uh, învârtire, fie prin apăsare, va scoate mina, dar nu, este un stilou cu un design interesant. Îmi amintește recent de o recenzie pe care am făcut-o unui stilou Estidiu Pond. De asemenea, voi lăsa un link cu acea recenzie. Îmi pare rău, dar nu l am acum pe birou, ca să vi-l pot arăta. Dar haideți să, verific, să vă arăt în detaliu acest frumos stilou. După cum vedeți, are acest design uh, stainless steel, oțel inoxidabil. această parte este destul de îngustă și oferă un design destul de interesant. Cum vă spuneam, pare a fi capătul unui uh, pix, dar uh, nu, pe acolo nu este mina. Interesant că avem uh, un. Uh, Și un clip destul de interesant, îmi amintește de modelul Pelican Jazz, are partea aceea și cred că e foarte flexibil, dar nu, este foarte, foarte rigid. Cred că totuși își face treaba, credeam că are un arc acolo datorită designului. Acum haide să vedem, da, avem un capac care se deschide prin presiune, nu mă shell și ne arată această secțiune, acest grip de unde se ține stiloul, este destul de lucios, e posibil să transpire mâinile pe el. Acum putem vedea fidul sau carbunele de plastic. Avem un traper și acum când întoarcem penisa, vedem ceva foarte frumos împodobit și scrie pe el Iridium Point Germany. Nu știu dacă această peniță este făcută în Germania, dar eu cred că toate stilurile din această colecție sunt făcute undeva în China. Probabil a fost o comandă specială, dar sunt stilouri foarte, foarte elegante. De-abia aștept să vă cum scrie această peniță. Deși este un stilou metalic, este un stilou foarte ușor și voi lăsa dimensiunile lui pe ecran pentru voi. Iar acum haideți să-l verificăm. Corpul se deschide prin, șurub, prin deșurubare. Și haideți să vedem dacă în corp avem... Un cartuș de cerneală, da, avem un cartuș de cerneală, doar unul, dar este suficient pentru proba de scris. Pentru proba de scris am acest caietel. Acum Destul de greu este corpul stiloului, dar foarte, foarte bine finisat. Ce îmi place la acest model, îmi pare am pierdut secțiunea penisei. Ce îmi place la acest stilou este faptul că această parte, după cum vedeți, este o parte metalică și, de asemenea, și pe cort avem acea parte metalică. Așa că atunci când îl înșurubăm și punem presiune pe el, de exemplu, să-l îndoi în, în buzularul nostru, vedem că avem un stilou destul de rezistent. Sunt foarte curios să văd cum scrie. Haideți să vă dau un zoom ca să vedeți cum inserez acest cartuș de cerneală. Apropo, prieteni, când vedeți acest sfârșit cu aceste piesă de plastic albastră, este un semn că acest cartuș a fost făcut de un producător chinez. Voi verifica dacă este compatibil cu alt tip de cartușe, dar ar trebui să fie compatibil. Haideți să pun presiune. Trebuie să apăsăm destul de tare. Da, a fost inserat corect. Țineți minte, prieteni, atunci când avem aceste cartușe de cerneală, aceste patroane de cerneală, putem pune presiune pe el, dar acest uh, cartuș necesită presiune suplimentară, deoarece plasticul este destul de rigid, cel făcut în China. Dar, cum vedeți, a scris foarte bine. Acum sunt gata să-l închid. Și acum voi testa dacă îl putem posta, dacă putem posta capacul, da, se poate, ați auzit acel click, acel sunet de click și un design destul de interesant, practic vedeți înăuntru o piesă de plastic albă care acoperă capacul metalic, eh, acest lucru este un lucru bun deoarece nu vom vedea micro zgrieturi pe corp, dar unul din lucrurile mai puțin bune, dacă tot îl închidem și îl deschidem în timp acel plastic, se va uza destul de mult și se va lărgi. Deci, practic, în timp, mai devreme sau mai târziu, acesta se va defecta doar, datorită specificului acelui material de plastic. O idee interesantă de design, observați că practic apacul nu se atinge de corpul stiloului. Vedem acel gap, acel spațiu între cele două părți de metal. Într-un fel are și punctele sale mai puțin bune pentru că vedeți că deși este destul de bine securizat se poate încă învârti se poate roti este un lucru nu pot să spun foarte foarte rău dar poate fi enervant când îl ții așa și se mișcă în mâna ta depinde de la uh, scriitor la scritor înainte să încep proba de scris voi schimba unghiul camerei ca să vedeți mai bine ce scriu. Îmi pare rău. Numai un pic. Da. Acum sunt gata să vă arăt ce poate face. Am revenit, prieteni, cu proba de scris. Acesta este stilou Argenta. o să scriu cu el folosind, postând capacul. Deci, îmi cer scuze pentru restul măzgărilor de pe această pagină. O să ne concentrăm asupra felului cum scrie acest minunat stilou. Bun, deci ce avem aici? Avem stilou argenta. Argenta, bun. Un stilou la un preț incredibil de 49,99 de lei. Sau so, 50 de lei cu tot cu revista, foarte interesantă acea revistă, îmi pare rău că are așa puține pagini. Bun, bănuiesc că acest stilou a fost făcut în China. Bun, dacă ne luăm un pic după cum scrie această penisă de oțel, deci avem o penisă de oțel, Aș zice că scrie un M, M de la medium. Bun. În continuare voi verifica cât de flexibil este această peniță de oțel, de aceea voi face aceste bule și voi aplica presiune asupra lor. Vedem aici că avem uh, uh, o peniță neflexibilă, să spunem așa, neflexibilă. În continuare o să vedem uh, variația liniei, deci aici nu aplic presiune, bun, iar în continuare aplic presiune. Observăm că există o mică diferență între cele două tipuri, deci putem spune o mică variație a liniei. Hai să vedem cât de umed scrie această peniță. Da, avem o peniță foarte umedă, de aceea ar trebui să facă și o semnătură destul de interesant. Da, se pretează pentru o semnătură interesantă, deoarece avem o peniță umedă. Haideți să vedem, prieteni, în continuare. Ia asta să dăm un pic zoom out. Bun. Să vedem cum scrie reversibil. Ia să vedem. Deci, scriere reversibilă. Da, avem posibilitatea scrierii reversibile, deci avem un da, bun, și observați că dacă în mod normal avem o peniță medium, în scrierea reversibilă avem o peniță F de la fine. Bun, bun, foarte interesant, prieteni. Acum, în continuare... Stați să vedem dacă mai putem face alte teste. Bun. În continuare, o să încerc să scriu acea frază în limba engleză. Poate nu mulți dintre voi știți, dar folosesc în review-urile mele pe acea. pe limba engleză acea frază, și anume The Quick Brown Fox jumps over the lazy dog. Ei, prieteni, de ce folosesc această frază? Doar că această frază conține toate literele alfabetului englez. So, este foarte indicată ca să vedem cum să scrie această peniță fiecare litere ale alfabetului. Deoarece nu știu dacă avem un echivalent în limba română, voi folosi și pentru review în limba română această frază. În așa fel încât să vă dați seama cum scrie acest stilou. Aceasta cam a fost recenzia mea acestui interesant instrument de scris. Sper că v-a făcut plăcere această recenzie. Sper că veți cumpăra și voi această revistă interesantă. Sper să o găsiți la chioșcurile voastre de ziare. Uh, cred că o puteți comanda și online. Și din punctul meu de vedere merită, acest instrument de scris este foarte interesant, la prețul de 50 de lei, chiar recomand să vi-l cumpărați și voi dacă îl mai găsiți pe undeva. La acest preț, uh, acest stilou este o mică, mică bijuterie care ar trebui să nu vă lipsească din mica dumneavoastră colecție. Sunt fericit că m-am întors din spital și că pot să livrez iarăși conținut de calitate pentru voi, prieteni. Am foarte multe stilouri o să vedeți în următoarea perioadă multe unboxing-uri. Bineînțeles, vor fi pe limba engleză, dar acest episod îl fac pe limba română, deoarece această colecție, stilouri de colecție, este lansată în România și mă gândeam că prezintă interes pentru publicul din România. Încă o dată, prieteni, dacă sunteți vizitatori din România pe acest canal și doriți mai multe review-uri, inclusiv la instrumentele mele vintage, la care am review-uri pe limba engleză, doriți să public și pe limba română, lăsați în comentarii dorința dumneavoastră și cine știe, poate dacă voi avea timp, voi face cât mai multe review-uri și pe limba română. Vă mulțumesc mult pentru susținerea acordată. În cazul în care v-a plăcut acest review și încă nu sunteți, nu mi ați dat subscribe la canalul meu, îmi puteți susține activitatea abonându-vă la canalul meu. Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Vă urez să aveți o zi frumoasă oriunde vă aflați. Încă o dată vă mulțumesc pentru timpul acordat. Sper că v-a plăcut review-ul meu al acestei reviste. Bineînțeles, va urma numărul 3 al revistei și cred că, cred că o voi achiziționa și pe aceea. Stiluri făcută în China, dar de o calitate, vă spun, o calitate destul de bună. Iar la aceste prețuri, cred că merită această investiție din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat. Vă urez o zi minunată! Doamne ajută, multă sănătate! Ne vedem la episodul următor! La revedere, prieteni!